Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la Foc Show! Se presupune că animalele sălbatice sunt perfect adaptate la condițiile de mediu și deci este aproape imposibil să înghețe așa de ușor, mai ales dacă vorbim despre animalele perfect adaptate pentru clima rece. Dar astăzi vom vorbi despre 5 cazuri șocante când animalele au înghețat complet. Și înainte de a începe, nu uitați de like, share și subscribe. Mă ajută foarte mult și mă determină să continui. Să începem! Un pește care a rămas înghețat atunci când a încercat să mănânce un alt pește. Într-un oraș din Indiana, doi pescari au găsit acest lucru uimitor, unul fiind aproape mâncat de către celălalt. Probabil că peștele mic era deja înghețat, iar când cel mare a venit să-l mănânce, crezând că este o pradă ușoară, a rămas și el blocat în gheață. În acest video, niște oameni buni au salvat această pisică de la îngheț, ajutați de niște apă caldă. Acest lucru s-a întâmplat în Rusia în timpul sezonului rece. I-au turnat apă caldă până când toate cele patru lăbuțe i-au fost eliberate din gheață. Din fericire, pisica nu a pățit nimic grav și în scurt timp și-a găsit o familie care să aibă grijă de ea. Cercetătorii au descoperit corpul unui mamut preistoric conservat în gheață. Creatura preistorică aproape că s-a conservat în înfățișarea pe care o avea odată. Această descoperire a fost făcută în primăvara anului 2013. Cercetătorii reușind să ia mostre din țesutul animalului. În afară de acest lucru, cercetătorilor li s-a mai făcut o surpriză. Ei reușind să extragă și puțin sânge, deși era vechi de mii de ani, el era conservat perfect. În Alaska, un bărbat pe nume Jeff Erickson a descoperit doi elani care au înghețat în apa râului. Animalele erau cel mai probabil în mijlocul unei lupte, cu coarnele încleștate. Mai apoi, ele nemaiputând să iasă din apă. Aceste fotografii nu sunt pentru copii, deoarece arată cât de dură și necruțătoare poate fi natura. Într-un oraș din Germania, din cauza temperaturii foarte scăzute, o vulpe a înghețat complet pe fluviul care trece și prin România, fluviul Dunărea. Vulpea cel mai probabil a căzut prin gheața subțire de la suprafață și a înghețat mai apoi după ce temperaturile au scăzut și mai tare. Vulpea a fost descoperită de către niște săteni și scoasă de acolo cu o drujbă.